Salutare, oameni buni! Ce mai faceți? Ce mai ziceți? Sper că toate bune pe la voi! Astăzi aș vrea să discutăm un pic despre rezultatele din Republica Moldova. Cu un pic de întârziere, probabil ar fi trebuit să fac clipul ăsta ieri, dar na, mai bine mai târziu decât niciodată. După cum probabil cel mai cei mai mulți dintre voi știți, rezultatele din Republica Moldova sunt că Maya Sandu a câștigat alegerile, ceea ce e o chestie foarte bună și mă bucur pentru rezultatul ăsta, cred că e o bătălie pe care a câștigat-o Republica Moldova, dar războiul e departe de a se fi încheiat. Maia Sandu, de fapt, dacă ne uităm la rezultatele din Republica Moldova de pe teritoriul Republicii Moldova, a pierdut. Stoianoglu a câștigat pe teritoriul Republicii Moldova cu 51,1%. Chestia la care eu mă cam așteptam, având în vedere cum s-a votat și în turul 1 și având în vedere rezultatele de la referendumul care a avut loc acum două săptămâni, referendum care era despre practic intrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova, Maia Sandu a câștigat în principiu datorită voturilor din diaspora. Diaspora s-a mobilizat foarte, foarte bine și felicitări diasporei moldovenești pentru chestia asta, și Maia Sandu a câștigat. Dacă n-ar fi votat diaspora, Maia Sandu ar fi pierdut alegerile. Și asta mi se pare destul de îngrijorător că pe teritoriul Republicii Moldova se votează cumva pro Rusia. Și mi se pare un pic îngrijorător chestia asta, îngrijorătoare chestia asta, dar datorită diasporei moldovenești, uite că Republica Moldova se duce spre zona asta europeană, ceea ce e foarte bine de fapt pentru Republica Moldova și pentru viitorul Republicii Moldova. Bun. Cel mai important eveniment, de fapt, pentru viitorul Republicii Moldova este războiul din Ucraina. Dacă Rusia ajunge la granița Republicii Moldova, având în vedere că suportul pentru Maia Sandu și suportul și sprijinul pentru Uniunea Europeană pe teritoriul Republicii Moldova nu este majoritar, avem șanse foarte mari ca Moldova să treacă cu arme și bagaje înapoi în zona de influență a rușilor. Da? Dacă Ucraina pierde război și dacă rușii ajung la granița cu Moldova, e destul de clar ce o să se întâmple cu Republica Moldova. Luați-vă adio de la parcursul european și de la, nu știu, eventuale gânduri de unire cu Republica Moldova. Și foarte important ca Ucraina să reziste și rușii să nu ajungă la granița cu Republica Moldova, pentru că ar fi, după părerea mea, un dezastru. Acum, eu n-aș fi atât de convins că Republica Moldova a luat o turnură pro-Uniunea Europeană. Deși referendumul pentru schimbarea Constituției a trecut și Constituția, Uniun Constituția Republicii Moldova se va schimba astfel încât să consfințească traiectoria europeană a Republicii Moldova, avem totuși două regiuni foarte problematice în Republica Moldova și anume Transnistria și Găgăuzia. Transnistria, de o nici măcar nu este controlată administrativ de Republica Moldova și Găgăuzia este foarte antieuropeană. 95% dintre Găgăuzi au votat împotriva Uniunii Europene și vreo 97% au votat cu Stoianoglu. Bine, Stoianoglu e și din Găgăuzia, dar ca idee, nu cred că Moldova poate să intre în Uniunea Europeană cu aceste două regiuni. Deci. Cred că dacă Republica Moldova vrea să intre în Uniunea Europeană, va mai trebui să aibă un referendum, sau poate două referendumuri, care să țină de dezlipirea Transnistriei și Găgăuziei de la teritoriul Republicii Moldova. Cred că nu se va putea face intrarea în Uniunea Europeană cu Transnistrie și cu Găgăuzia. Deci, îmi pare rău, dar oamenii din Republica Moldova trebuie cumva să renunțe la aceste două teritorii care sunt profund proruse. Nu de, alta, dar, nu de alta, dar Uniunea Europeană nu va dori să accepte Republica Moldova în Uniunea Europeană atâta timp cât avem acest risc foarte mare de a câștiga alegerile, spre exemplu, comuniștii, sau de a avea un stat la o adică sub controlul Federației Ruse. Deci Transnistria și Găgăuzia cel mai probabil o să trebuiască să cam iasă din teritoriul Republicii Moldova dacă Republica Moldova va vrea să intre în Uniunea Europeană. Deci am câștigat două bătălii importante, cea cu referendumul și cea cu Maia Sandu, dar războiul pentru Republica Moldova nu s-a încheiat încă și mai sunt foarte multe semne de întrebare și foarte mulți pași care cel mai probabil o să trebuiască să fie făcuți, astfel încât Republica Moldova chiar să fie pe o traiectorie europeană. La momentul de față, n v-am mai zis, din punct de vedere economic, Republica Moldova nu este foarte viabilă și asta este o problemă, după părerea mea, în continuare, cea mai bună variantă pentru ca oamenii din Republica Moldova sau Republica Moldova să ajungă în zona europeană, și ca oamenii din Republica Moldova să aibă niște condiții de viață mai bune și prosperitate mai multă, cea mai bună soluție, după părerea mea, este în continuare unirea Republicii Moldova cu România. Dar, în momentul de față, probabil că nu există sprijin în Republica Moldova pentru așa ceva mai mult de 25%. Deci, cel mai probabil, această unire nu se va întâmpla. Cine știe, la un moment dat, poate o să fie voință pentru așa ceva, dar, după părerea mea la momentul ăsta unirea e varianta cea mai, cea mai bună pentru ca Republica Moldova să nu mai aibă probleme cu Federația Rusă și cu traiectoria europeană. Da, mă rog, rămâne de văzut ce o să se mai întâmple. Cam asta voiam să vă zic așa pe scurt, foarte mult n-am avut, avut, de comentat, mă bucur că a câștigat Maia Sandu, să sperăm că bătălia asta va, va fi în beneficiul bătălia asta câștigată, va fi în beneficiul Republicii Moldova și că nu o să se facă niște schimbări în următorii, nu știu, 8 ani, 4 ani, 8 ani, care să fie în defavoarea traiectoriei europene a Republicii Moldova. Bun, cam atâta pentru astăzi. Vă urez o zi super mega minunată. Pa, pa!